Salutare tuturor, aici Bosader și bine ați venit la Killzone Shadowfall. Da, știu, n-am jucat celelalte Killzone-uri, așa că puteți să mă urâți cât de mult vreți voi. Așa că o să am nevoie de ajutorul vostru încât să înțeleg cât de cât povestea și cam unde se amplasează Killzone-ul ăsta înainte, după Killzone 2-3. Am jucat puțin din 3, pot spune chestia asta, am jucat puțin din 3 și da, cam atât. Pare rău. Nu vreau să fiu așa pregătit, deși aveam Killzone 3 pe PS3. Resume. Vreau să pun subtitrări. Ok. Multă ne-a murit, am înțeles. Pare logic. War. Așa. Destul de drăguț. A, cred că asta mi-explică poveștile. Bun. Frumos, elegant, cât de cât. Oh, ok. Damn, cele grafici. Half of the planet was given over to the survivors. And the Vectans that lived there were forced to leave. Rip. This was no longer their home. Nasol. This was New Helgen. Mamă, ce mișto arată armura alea. Piu piu, dead. Roșu armura de aia. Salut. Chapter 1. The Father. Stai un pic. Ah, display chestia asta, pe bune. God, ok. Wow. Wow, acele grafici. Hello. Mamă. Uite, oameni acolo. Fugiți, proșilor, fugiți! O să fiți omorâți! Ce, stai, mă cheamă Lucas. Sunt un copil. Stai, ce? Tu cine ești? I know this is tough, but we don't have a choice. We have to get to the wall. Okay. We're safe on the other side. M-am prins. I'm gonna look out for you. Mișto pistol. You do the same for me, okay? Dar tu cine ești? My second in command. Că e Tasu. Știu că e Tasu. Coming, Dad. Okay. Yay! Ooh. Ah. Next gen bullshit. Ah. Okay, hi. De ce sunt așa de scund? E ca și cum mi-ai dat moie din picioare. O, doamne! S-a țin. Stai. Jesus! Acum și-a găsit și ăsta. Unde e ăsta? E, o, aici e. E sigur? Șansele ca eu să mor sunt mari! O, doamne, prinde-mă! Doamne, credem că am să mor! Oh, acea față că ploaie! Pe bune, din nou? E, ok, nu e ca și cum nu învăț parcur. Ține-mă, fraiere! Nu mai bine? Cât de mișto arată tipul ăsta. Expresia fațială cam ciudată. Facial, yes. Ok, boss. Cum spui tu, așa să fie. Ok, am înțeles. To the shadows. Sunt ca un ninja. Ninja puștiul. În variantă Blu-ray. Cum și pe DVD. Crouch. Mi-am cam dat seama. Sunt aici, fraiere. Ce vrei? What? Stai, ce-am făcut? Ei, mersi, băi, tată. A fost foarte frumos ajutorul tău. Țigane. Sunt aici. Luminița asta. Yes. Ok.
pățit. Aștept. Noi directive. Ce te zice, mă? Spune-mi. Da. Bă, hârtie aia. Oh, crăpături next gen. Daniel, de ce nu trage? Adică nu mi se pare ok, un copil tragi, dar un tip nu tragi. GG joc, GG. Bob moare la tutorial. 10 out of 10 will play again. Of Bob, ce faci? Ce faci? Nu e bine ceea ce faci, Bob. Yes. Ok, am să citesc ziarul. Mas, Meds, Ralph, cred că a fost Rafael pe aici, Von Vetka. Ok, calm your tits. Stuco. Eu tot nu văd cine atacă. A, e o navă, mă. Bă, fițar, nava, ce cea? Ralph Von Vetka. E ce chestie. Salut, trădător de nație! Ok. Oh, shit! Pleacă odată în navaia sau ceva de genul? A plecat? Bine! Salut? Hello? Ce facem? Ăștia lumini roșii. Aoleu! Oh my god, sunt soldați de aia șmecheri. Mamă, cât de chiori pot fi unii oameni. Dar cine e negru? Nu spune că asta e unchiul. Sau e fratele tău? Înseamnă că sunt și eu negru? Tată, răspunde-mi! Ce faci, frate? Mă uit direct la tine. Ești frumos. Elegant. Nu la fel de transpirat ca tipul ăsta, care mă împinge în afară încât să fiu văzut după aia. Ce ai pe spate? Oh my god, e ca în Dead Space. O să ne atace necromorf sau ceva de genul. Poți sta în picioare acum? Nu e ca și cum ți-ar observa o diferență, dar ok. Robionica for a bionic lifestyle. Lifestyle. Mi se pare mie scaunul să-i puțin trist într-un. Da? Ok. Aspiratoare. Mașini de milkshake-uri. Și un negru care se uită ciudat într-o parte. Da? Oh shit. Like I said, you're gonna need some help. You can get us to the wall safely. The south crossing is closed, so we're gonna have to take the long way. Okay. We've wasted enough time here already. What's your name? Sinclair. I'm Michael Kellen. This is my son Lucas. Deci numele meu e Lucas Kellen. Go back outside. Interesant. I want you to stay close to me and don't make any noise, okay? You're doing great. I'm trusting you. Dad's a smart man, kid. Let's go. Da. Merci. Am aflat asta cu 2 minute. E un geniu tipul ăsta. Ce a fost cu Dave-ul ăla pe podea? Nu! Ok. Salut! De ce se uită la mine? Ok.
Wow, nicio obiecție. Mersi, tati. Ok. Mhm. Da, sigur. Nu sunt speriat absolut deloc, sunt total fără sentimente. Oh shit. Ping. Wow, pe bune? Era o placă? Atât? De ce are față de castor? Nu, mișca! Nici măcar un coi. Sau, poți să-l miști acum? Acum le poți mișca pe amândouă, domne. Ei! Sunt un puști, nu văd picioarele. Am dimensiunea unui câine corgi. Ce faceți? Hei, nu! Nu, sunt doi! Nu sunt trei! Cum Dumnezeu nu văd? Cu tot cu măștile alea. Stai, ce? Oh! Bine, mă! Pistoalele tale... Negru moare primul. Am spus-o. Negru va muri primul. Primul. Pot să-l ating. Oh my god. Pot să-l ating. De ce nu pot să dau zoom mai jos? Ei, pot să văd picioarele? Mi-am văzut picioarele. Sunt împlinit. Când ați ajuns aici? Mhm. Ok. So... Big guy. Ce facem? Deci eu nu înțeleg. Au venit tipii ăștia, au primit loc pe planetă și acum e distrug tot. Unde? Hei, fraiere, ia-mă și pe mine. Wow. Hai să te rog, mersi frumos. Oh, parcă aș fi Spider-Man. Țiung. Rip dead. Pe bune? Nu. Nu contează, o să trăiești. Wait. We were promised safe passage. Please. Got my son with me. We're unarmed. Hmm. Hey, stop. Stop. Nu umori, bă. This is our home too. Chu. Rip. Wow. Cine a făcut vocile a fost cam lame, băiatul. Wow, wow. Assassin's Creed. Să mor tu. He's dead, Jim. Ce parte din e mort, nu o să înțelegi. Nu. O să mor și tu. Și o să jucăm cu negru. Mă pare că primul tip care a murit ăla în costum era negru. Negru mereu moare primul. Bă, tu mă minți. Ok. Pentru faza asta am să dau nota 2. Cea mai proastă reacție la moartea unui părinte. Cea mai proastă. Efectiv cea mai proastă. Doar un simplu, nu! De ce nu se mișcă? Pentru că ești un prost de aia. Well done, Marcus. You're the youngest cadet ever to be admitted to the Shadow Marshal Academy. Damn! You should be proud. I know if your father was here, he'd feel the same way. Ah, vai, mersi, adu-o și pe aia. Oh, nu! All our people want is to be kept safe. Lul. That means taking the fight to the Hellgast. It means crossing the wall. Nu! Still Vector over there. One day you're gonna get it back. Mm-hmm. For all of us. Îmi place că nu și-a schimbat hainele deloc în 10 ani. Dum. Hei, în sfârșit s-a gândit să le schimbe.
Damn. You know where you have to go. And you know what happens if you get caught. Da. You're let out on a wall in chains. Mm-hmm. The back over your head. Paraded. You're mocked. And then executed. Shit. E, mă, la fața cu punga. Ce asta înseamnă că o să fiu dus acum și o să fiu făcut un salvator? Sau nu? You have no idea how sickening this is to us. Forced to live here, alongside the people who destroyed our planet. Holy shit, son. And then there are people like you, Lucas Kellen, judging us, treating us like we are the criminals. Am să fiu omorât. Și acum un super prietenul meu, un magician invizibil, vine și vă bate pe toți. Sau nu? Mm-hmm. Ok. Ce-mi faci? Oh, wow, m-a lovit. Ce bun ești, mă. Hai să ne batem mano e mano. Lol, cine e asta? Sau asta? E o ea. I se văd sfârcurile pe haină. By the supreme command of Lady Hera Visari, and in accordance with Statute 8 of the Peacetime Convention, we hereby sanction the release and exchange of detainees and for them to be returned immediately. Wow. What the fuck? Ok, asta n-am făcut-o eu. Oh, nu! Dă-mi arma! Oh, wow! Ce-i cu asta? Hă? Huh? Mersi, cred. Da, prietenul, al doilea meu prieten Kel. Ce tare, sunt înconjurat numai de prieteni chei. Chei, cu chelie. Yay, achievement, the father. Ok, sunt confuz. Acum sunt confuz, dar bine le aplică pe bune, ce Dumnezeu se întâmplă. Acel oraș, într-o lume, în care muzica sigur îmi va da content ID. Dacă cei de la Killzone n-o să-mi dea asta, Killzone, Shadowfall. Acum pe marele ecrane din România. Bucurați-vă de coloana sonoră creată de bășinile mașinilor și de vocea enervantă a lui Bob. Doar aici, pe Bob Spider la youtube.com. Am încercat să fac chestia să sune mai interesant, dar n-a reușit. Oh my god! Ce e cu orașul ăsta, frate, arată atât de bine. Ține-mă de mână. Cât de mișto. Îmi place cum sunt structurate blocurile, adică arată mult mai dezordonat decât trebuie. Hai, dă-o măsa pe de treabă, ești în oraș, ai și cascade. Uu, cascadele sunt din blocuri. What the fuck? What? Nigga say what and doing shit? Ok. Clădire mare din sticlă, asta nu înseamnă decât lucruri rele sau lucruri bune. În ce sens? În care cum sens? De ce sunt fâșile astea de sticlă așa? Că par puțin scary și ciudat și n-are niciun pic de sens. Și da. Uite, oameni. Oameni tembeli care merg și se izbesc unde alții. Mișto beat techno. Electro. Poți să mișc camera măcar? Yeah! Ce față are! Oh my god! Am și un tată negru acum. Am zis eu că sigur o să o facă ceva. Codename's Echo. Chancellor Vasari took a keen interest in getting her back.
Besides the fact that she's a half-breed, we've got nothing on her. Half-breed. Opa. Ce e aia? I take it you've seen this. Negotiations broke down days ago. The government's running out of plain options. I can tell you I won't fight anymore. Since when do we start relying on politicians? That's my point. Look, I know I'm asking a lot after everything you've been through, but I need your help. We're on the brink, Lucas. Huh? One wrong move and this all blows up in our face. Okay. Whatever I can do, sir. Dar ce se întâmplă că nu mă prind? Ok, am înțeles că nu mai merg negocierile. Holograme. Infiltrating military communications, troop movements, and logistics. We need hard evidence, then we can strike. We don't know. That was 2 hours ago. We've heard nothing since. I need you back in there. Okay. Contact me when you've located the crew and retrieve the intel. Dar întrebarea mea rămâne, când jucăm? Sunt 20 de minute și eu nu mă joc. I'm trusting you to clean this up. Yep. Do what you do best. Okay. Băi, ești nebun. Hupau! Hupau! Ok. Avem obiectivul în față. Ok, dar cam asta a fi tot prin această primă parte din Killzone Shadowfall. Dacă vreți să vedeți mai multe, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!